3, 2, 1, acțiune! Exact, hai încă o dată fără stop, fără stop, fără stop, vă rog. Experiența mea în a cunoaște televiziunea este una complet nouă pentru mine și trebuie să recunosc că mi se pare un business greu, pentru că implică mulți oameni și mi se pare că oamenii ăștia sunt tot timpul în priză, de pe zi pe alta trebuie să supraviețuiască, ceea ce e greu, pentru că, cel puțin în domeniul în care lucrez eu, în energie, investițiile sunt pe termen lung. Cel mai repede, dacă investesc azi un dolar, mă aștept ca peste 3 sau 4 ani să încep să simt că vine un profit. Pe când aici mi se pare că de la lună la lună, emisiune la emisiune, trebuie să te descurci și asta mi se pare cu adevărat greu. Și atunci eu mă retrag. Mediul de afaceri românesc este pestrit. Găsești și oameni foarte de treabă, dar și oameni foarte diferiți sau chiar neserioși. Și atunci o trăsătură, zic eu, balcanică pe care o avem toți este că suntem în gardă. Și da, asta face rău mediului de afaceri, că toată lumea e un pic suspicioasă despre toți ceilalți. Ca experiență pentru mine, în America a fost, n-aș putea zice chiar o revelație, dar a fost un șoc, într-un fel. Pentru că nu mă așteptam ca oamenii să aibă așa multă încredere în mine acolo. Am lucrat foarte mult în Texas, care ei sunt tradiționali, dar în care, în primul rând, contează cuvântul tău. Dacă ți-ai dat cuvântul, așa rămâne. Acel celebru contract pe șervețel la restaurant nu este o glumă. Am făcut deal-uri pe care le-am agreat la un restaurant și le-am semnat după 6 luni. Între timp ne-am bucat de treabă. Mi-aduc aminte de o întâlnire în care propuneam unei comunități locale un proiect pe care vreau să-l facem acolo. Și au venit localnicii, le-am povestit ce vrem să facem, mi s-a părut interesant și au zis: apucați-vă de proiect, că noi o să vă dăm voie, o să vă dăm autorizația, dar de-abia în toamnă, când avem nu știu ce consiliu. Efectiv, ajungea faptul că oamenii, nici măcar nu erau autorități, oamenii din acea comunitate, că a fost o consultare publică, au zis, e în regulă. După aia, toată lumea se baza pe faptul că se vor ține de cuvânt. Un lucru pe care România nu știe niciodată, dacă se trezește după aia, iarăși, nu știu, viceprimarul sau un consilier sau un cetățean, că ceva nu-i convine, pică tot. Acolo nu, dacă așa au zis oamenii, așa rămâne. În primul rând, îmi doresc de la oamenii care se uită la emisiunea Imperiul Leilor să înțeleagă că trebuie să aibă curaj și să înceapă o afacere. Nu poți să fii antreprenor de pe canapea. Îmi place să spun că este mai important să începi decât ce începi. Toată lumea se focusează pe idee, că n-am ideea bună sau că poate e bună, o mai cizelez un pic. Nu contează ce idee ai, important e să sari în apă, că înveți tu să înoți. Dar dacă nu faci asta, nu vei ști niciodată care e șansa ta, care e potențialul tău. Cred că la Imperiul Leilor vin foarte multe afaceri în tot felul de situații. Și asta ar trebui să dea încredere oricărei persoane care se gândește să facă o afacere, că diversitatea e atât de mare, încât sigur există un fel de afaceri pe care și el poate să-l înceapă, care și lui poate da un succes. Așa că, cred că de la Imperiul Leilor, persoana care se uită la televizor poate să înțeleagă că nu e o rețetă de succes și important este să înceapă și o să vadă el cum se descurcă.